Măcar în România accesul la asistență medicală e universal. Drept dovadă, chiar și gândacii sunt primiți în spitale unde lumea îi tolerează, deși bietele insecte n-au asigurare medicală. E și cazul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, acolo unde pacienții au filmat gândaci umblând în voie prin saloane. Auzi? Ia uitați, uitați cum merg gândaci. Gândacul filmat de un părinte se plimbă pe cadrul patului unei fetițe internate cu scarlatină în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Cu câteva clipe mai devreme, susține autorii postării, un alt gândac era chiar în patul copilului. E, uite, acum am înțeles de ce respectivul spital este de boli infecțioase. A? Pentru că așa ceva poți lua dacă te internezi acolo. Se pare că totul e foarte pe față, da, managerii spitalului sunt foarte sinceri. De ce să-i punem spitalului alt nume atâta timp cât ăsta e profilul lui? Cine vine la noi găsește o gamă foarte largă de boli infecțioase cu care se poate alege înainte de externare. Să găsești gândași peste tot, pe tine, pe sub tine, pe plapumă, pe mâncare și... Na, e groaznic, e revoltător. Oricum, inconștienți și gândaci ăștia. Umblă așa, fără nicio grijă. De la un pacient la altul, se cațără pe cadrul metalic al patului, să bagă pe sub așternuturi. Oare ei nu știu, mă, că pot lua vreo boală? Vorbim totuși de un spital românesc, mă. Din câte se pare, conducerea spitalului e relaxată, nu își face nicio grijă apropo de condițiile din saloane. Mircii imaginez pe director. Cum? Ați văzut un gândac prin salonul de terapie intensivă? A, stați liniștită, doamnă! Era Iliuță, gândacul șef al secției. Mai face uneori de gardă când sunt prea puțini medici pe tură. Ne descurcăm și noi cum putem, ce vreți.